A câștigat
un loc vântaș a câștigat primul lot, gândiți-vă numai la cursele biciclist pe care le urmărim. Toți doresc să fie ei pe primul loc. Sigur că e bine și pe locul 2 și așa mai departe, dar toți cintesc la primul loc. Iată că prin munca colegilor, a elevilor, a noastră, a tuturor și a dumneavoastră, celor care susțineți, am reușit să ajungem la această performanță absolut deosebită. Și mă bucur. De fapt, este absolut normal. Probabil că sunt toți, nu știu, să văd în sală profesorii noștri, profesorii acestor elevi, acestor minunați copii, care au contribuit și contribuie în mod esențial în formarea lor ca viitori artici. Sigur, au mai fost situații în care câte un profesor care chiar i-au cântat solist și n-a putut să vină la concert, mă rog, asta este un caz special, cine știe ce motive au fost, bineînțeles cum spune preotul la loc, biserică din motive binecuvântate, n-a reușit să vină. Și în ultimul rând, dar poate cu sufletul, în primul rând, doresc să-i ridic pe toți elevii. Și mă gândesc la Bogdan Vasian, la Corina Dinșaia, mă gândesc la Laura Cățână, mă gândesc la Marcu Iacon și toți ceilalți și rog să se ridice. Deci i-am pomenit ei, ei nu cânta astăzi ca soliști. Cum am spus, aceasta este situația, e un număr limitat, logic să nu cânte, dar care au muncit la fel de frumos ca și ceilalți, și rog pe ei și pe toți ceilalți, pe care au făcut o urmă, îi rog pe cei de clasa 12-a să se scoale în picioare și să-i mai aplaudă. Să-i mai ascultați și nu sunteți în sala Ateneului, uitați-vă, vă rog, pe YouTube, sunt postate niște momente absolut excepționale, care când le-am prezentat în urmă cu 2-3 săptămâni în străinătate, într-o țară cu foarte frumoase tradiții muzicale, le-am dat niște DVD-uri și când au văzut ceea ce facem noi, au spus un singur cuvânt. Este absolut, eu sunt mai multe. Mă rog, asta e felul meu. Este absolut incredibil ce se poate realiza cu acești elevi. Sau ceea ce a spus maestru Cristian Badea, cel care a dirijat o săptămână în urmă, într-un mod absolut fenomenal, actual treilea din opera Parsifal și care a spus aceasta este o orchestră adevărată. Ne-a văzut și dânsul de studi. Era un concert, tot care ne-a vrut, pe care o să spun și dumneavoastră. Pusă pe YouTube și venise un solist din străinătate. Doamne, am văzut ceva fenomenal. Am fost la Boston și am ascultat și că da, uite-l pe ăsta. Iar a vorba de-a mei, este asistentul meu. Ascultă pe YouTube, nu ce faci, ascultă pe YouTube. Și o să vezi ce carne a burana fenomenală să face din ele. Și acum, să dăm cuvântul muzici, Weber, cu Ian. Thank you.
Thank you.